Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog aici în adăpostul nostru. Azi e joi, azi urmează să plecăm în Elveția mai pe seară, acum e ora 12 și o să mergem la castel. E un castel aici în Nitra, foarte mișto. Hai să vi-l arăt. Super balcon, deci trebuie să o iei pe după canapea, să deschizi ușa de la balcon și de-abia stați așa. Ăla e castelul de acolo. Nu e foarte mult de mers până acolo. Vlogul de ieri a prins binișor, într-o oră și ceva, 3500 de views și 400 de like-uri. E binișor. Cea mai frustrantă chestie la ușa asta e că odată ce ieși, n-ai clanță. Deci dacă uiți cheia, te-ai dus drag. Întâi trebuie să mă încalț. Gata, unul. Gata. Nu pot să chem un amăr de lift. Ce? Că stai cu touchscreen, frate, eu stăram de la nu știu. Deci noi habar n-avem efectiv pe unde trebuie să mergem, dar mergem în față și poate ajungem la castel. Să sperăm, Doamne ajută! Castelul e tocmai încolo și e un drum pe aici. Deci că e în GTA, suntem pe un deal. Uitați-vă și voi ce casă are asta. Deci aia e casa de acolo și are un gard care se continuă până acolo. Chiar zici că e GTA. Din GTA am ajuns într-o pădure. Aici, naiba. Pare că am părăsit drumul ăsta, nu prea știu dacă avem voie pe aici, dar nu era niciun indicator. Deci cred că e ok. Ok, deci noi trebuie să urcăm pe acolo, pe pietonal, să traversăm autostrada și să mergem la castelul ăla de acolo. Sunt super dubioase chestiile astea aici, mai ales pe o scară de pasarelă. Adică tot orașul ăsta arată super bine și au făcut chestiile astea, habar n-am. Aici au făcut graffiti wannabe. Mai mult graffiti wannabe. Și cu multă muncă am ajuns sus unde sunt oameni. În sfârșit am dat de mai mulți oameni. Am traversat autostrada, iar acum traversăm râul ăsta care e cam verde. Și aici un teren de fotbal. Se vede nocturna acolo. Am mai dat de un teren de fotbal. Porți mișto aici, crossbar challenge ceva. Yummy, ce baie aș face aici. E super curată apa. Și deja am ajuns la castel. N-a fost lung drumul. Înainte de castel mi-am luat și un Pepsi pentru că mi-era foarte sete. Îmi beau ăsta și după urcăm. După multe căutări am găsit în sfârșit castelul. Și acum avem de urcat. Mult, nici nu știu dacă e pe aici. Aș uite-o daci, ce tare. Suntem aproape de castel. Nu știu dacă m-auziți. Castelul e fix după copacul ăsta. Dă-te. Ăla-i castelul. De acolo. Trebuie să recunosc cât de îngrijit e gazonul aici. Dita, statuia. Nu știu ce ar însemna. Statuia asta ce reprezintă. Da. Arată frumos. Oare trebuie să plătim ceva? Îi plătim, bani. Intrarea epică. Da, deci trebuie să plătim. Super priveliște incoming. Oh, ho, ho. Cât de tare.
Vedeți blocul ăla alb acolo? Da, acolo. În blocul ăla stăm noi. În blocul ăla. Iar aici e restul orașului Nitra, cu multe blocuri, case. Am mai găsit o poartă pe aici. Vedem. Deci sunt doi nenea care lucrează. În Slovacia sunt foarte multe castele. Sunt... Câte castele sunt în Slovacia? Peste 300 de castele sunt în toată țara asta. Practic, cum noi avem biserici, ei au castele. Aici, teoretic, era o închisoare. Închisoare era, nu? Dar aici e o gaură atât de neagră, deci nici eu nu văd nimic. Nu se vede. Și un ecou. Mamă. Iar aici trăgeau soldații cu arcul. Nu cu arcul. Cu ce trăgeau? Dădeau cu arme, deci se puneau în găurile astea și dădeau în inamici. Și le ieșea. Uneori. Iar aici, habar n-am ce, sincer, arată super creepy toți ăștia de aici. Aaa, știi ce e asta? Asta e cina cea de taină, voiam să zic. Vedeți mă, cine are 10 la religie? Bine, cred că toată lumea are 10 la religie. Cât de frumos e pe aici. Uite și orașul. Acolo. Bun, deci acum urmează să urcăm în turnul ăla. Foarte mare. Am fost în turn, ați văzut, era un super peisaj de acolo de sus, iar acum ultima noastră oprire va fi în cazemată, vedem armele alea antice și mergem după la mall să mâncăm, pentru că ne e foame. Aici o dita ma groapa. Nu știu dacă se vede. E dita e groapa aici. Mamă, ce cazemată mare. Asta a fost și cazemata. Wow, mă așteptam să văd mai multe arme și chestii. Mai au un muzeu. Mergem la muzeu? Și acolo un pic și gata. Mergem și la muzeu. Aparent n-am avut voie să filmez în muzeu. Nu era mare chestie, erau niște chestii vechi pe acolo, niște hârtii vechi, niște haine vechi, niște și multe chestii religioase. Asta a fost, plecăm de la castel, am vizitat cam tot. A fost destul de fain, sper că v-a plăcut și vouă. Acum mergem la mall, mâncăm ceva și după mergem acasă. După mult chin am găsit mall-ul, e în față, îl vedem, mai avem foarte puțin. În final am ajuns și noi la mall. Doamne, nu mai pot de picioare, am mers atâta. Am ajuns în mall, suntem la mâncare. Habar n-am ce să-mi iau de mâncare. Au restaurante de-astea specifice. Mă gândeam că au și ei ceva Mac KFC. Au un Mac. Chiar aveam chef de un Subway acum, dar văd că nu au, nasol. Nu știu, sper să găsesc ceva bun de mâncare aici, dacă nu, mergem jos la Mac. Nu știu, mi se pare o tâmpenie să faci Mac-ul la parter și restul mâncării la etaj, da, aia e. A, da, și au filme, dar am auzit că toate sunt în slovacă și nu sunt în engleză, cred. Cel puțin la de la televizor nu e niciunul în engleză. Am găsit și noi în sfârșit un restaurant, eu o să-mi comand o pizza, mama nu știu ce o să-și ia, ce-ți iei? Fried camembert cheese with cream cheese. Ceva mâncare, arată bine localul ăsta, mergem, mâncăm ceva și ne mai plimbăm un pic prin mall și după cred că mergem acasă. Ok, deci am fost la mall, am mâncat și acum o să mergem acasă, o să luăm un autobuz. Nu e autobuzul din spatele meu, trebuie să luăm alt autobuz care ne duce acasă și acasă nu știu ce facem.
bine, da, am ajuns acasă. Cam asta a fost și cu acest vlog. Sper că v-a plăcut. Multă lume m-a întrebat de tata de ce nu apare în vloguri. E bine, el lucrează la o firmă și călătorește prin lume și de data asta e în Slovacia. Și de asta nu a fost cu noi. Azi nu a fost în vlog pentru că azi a muncit. Acum s-a dus să aducă mașina pentru că am închiriat o mașină ca să mergem în Elveția. O aduce și o pornim. Închei vlogul acum pentru că noi o să ne pornim pe la 8 seara și o să ajungem pe la 8 dimineața în Elveția pentru că mergem cu mașina. Deci, da, în câtva timp va trebui să încep și al treilea vlog. Bun, cam așa acest vlog. Mulțumesc că ați fost și cu mine în această zi minunată și în prima zi. Eu am fost Gram, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!